chefurile date în apartamente sau la casă cu muzică la maxim și gălăgie s-ar putea lăsa cu pedepse grave pentru organizatori. De pildă, în urmă cu câteva zile, un grup de persoane de etnie romă a organizat o petrecere de botez în curtea unei case situate între blocuri pe strada Armeană. Răsuna acel cartier de muzică în curtea concetățenilor noștri, suna chiar foarte tare. Au început cetățenii să sune la 112, foarte multe apeluri pentru că deranjau, au început de la ora 11 și au terminat undeva la ora 23. Am ajuns acolo, am luat legătura cu domnii care erau euforici. Au încetat pe moment datorită prezenței noastre, dar am plecat și au început la microfon să adreseze mulțumiri vecinilor pentru că au sunat la 112. Petrecăreții au fost sancționați, dar chiar și așa, petrecerea a continuat până în zori. Legea devine însă mai aspră și pedepsele pe măsură. Printr-o astfel de măsură, transformând acea faptă în urma avertismentului care se dă de către poliție, transformând-o în infracțiune și ulterior o să vedeți propunerile legislative, ne dau posibilitatea să pătrundem în curte și să identificăm persoana care face acel scandal, să identificăm membrii, extrăgându-i de acolo și aplicând legea, avem pârghile necesare, într-adevăr, să ajungem până la final cu toate măsurile, pentru că în această piață n-am făcut decât să stăm acolo și să ajungem, să ne, prezența noastră să aibă rolul de a preveni eventuale scandaluri între vecini. Acest gen de infracțiuni ar putea fi pedepsit cu închisoare de la 1 la 5 ani.